chiar în stânga dumneavoastră. Întrebarea mea e o întrebare de urmărire a unei dintre întrebările domnului Liliceanu și o pun cu gândul că sunteți destul de ancorată și în spațiul central european și peste european. Am fost în urmă cu câteva zile la Berlin, împreună cu un coleg de-al meu, suntem jurnaliști, amândoi, și am avut o întâlnire cu Partidul Piraților. După 3 ore de discuții cu ei, amândoi eram cât pe ce să sărim la gâtul lor, pentru că am identificat foarte multe elemente ale utopiei comuniste. Partidul Piraților a câștigat 15 locuri în Parlamentul Local al Berlinului, a fost votat de 850.000 de germani în urmă cu 2 ani, e un număr îngrijorător, și în contextul actual al crizei, având în vedere și puterea internetului, credeți că propaganda și utopia comunistă poate învinge ușor, mai ușor adevărul istoric? I don't think the pirate party count is Marxist, actually. I think it's more complicated than that. But also, the question about parties like that, and actually even other kinds of extremist parties, is are people voting for them because they believe in them? Are people voting for them as a protest against the establishment? You know, I don't want to vote Christian Democrat. I don't want to vote socialist. I'm sick of the Green Party, you know. I want to vote against. And so who am I going to vote for? I'm going to vote for the Pirate Party. Or I'm going to vote for the National Front in France. I mean, I think very often these parties, these alternative parties, whether they're right wing or left wing, do well because people are dissatisfied with what's on offer. So I would be careful about reading too much. I mean, as far as I know, the Pirate Party has, since being elected, has begun to develop politics, because now they have to have it since they're in Parliament. But I'm not sure if it's that well, well, I don't know, but I'm not sure if it's that well thought out before they actually go.